Primul Starbucks din lume a luat ființă în anul 1971 la Pike Place Market în centrul orașului Seattle, Washington, America. Magazinul și-a păstrat aspectul timpuriu în timp și este supus unor orientări de proiectare datorită importanței sale istorice și este considerat o atracție turistică care găzduiește o mulțime de turiști. Cei care vizitează acest loc sunt nevoiți să stea la rând deoarece tot timpul cafeneaua este asaltată de oameni. Însă nu departe se mai găsește un alt Starbucks unde nu este aglomerație.